Salutare tuturor! Iată care sunt recomandările TV pentru astăzi. De la ora 19, Travel Channel prezintă mâncăruri bizare în America. Serialul sărbătorește mâncăruri și personaje neobișnuite care se găsesc peste tot în Statele Unite. De la mâncărurile tradiționale transmise de imigranți până la cele moderne inventate și dezvoltate de americani, Statele Unite sunt un amestec de culturi exotice și familiare. Andrew Zimmer, maestru al bucătăriei culturale, explorează acest festin bizar. HBO Comedy prezintă de la ora 25 minute episodul 6 din cel de-al patrulea sezon al serialului Six Feet Under. Serialul privește cu mult umor negru viața unei familii disfuncționale din Pasadena, care conduce o casă de servicii funerare. După moartea tatălui său, Nate trebuie să se obișnuiască și cu statutul de tată singur ca urmare a morții soției sale, în timp ce fosta lui iubită Brenda nu știe ce să aleagă între o nouă iubire și sentimentele față de el. Fratele lui, David, se chinuie să salveze relația cu un fost polițist frustrat, iar mama recăsătorită e tot mai deschisă către nou. De la ora 21:40 pe HBO rulează filmul Fading Gigolo, cu John Turturro, Woody Allen, Vanessa Paradis și Sharon Stone. Fioravante se hotărăște să devină un Don Juan profesionist pentru a face rost de banii necesari prietenului său Murray. Cu acesta pe post de manager, cei doi se trezesc în scurt timp prinși în mrejele amorului și ale banilor. Everybody needs contact. They need love. They need affection. You do remember that a threesome is $2,000. These are vulnerable people. Think of it as a performance. They want you to play act anyhow. Let's do the menage. Call Bongo. Dad Bongo. When the end comes, she's so soft, like a soft animal. Very nice day's work, let me tell you. De la ora 23, Cinemax prezintă filmul Flight, un thriller plin de acțiune și de mister cu Denzel Washington. Whip Whitaker este un pilot cu experiență care aterizează forțat cu avionul său după o manevră aproape miraculoasă, prilejuită de un accident la decolare. Pentru că reușește să salveze aproape toți oamenii aflați la bord, Whip este considerat un erou, dar pe măsură ce ancheta avansează, se ridică din ce în ce mai multe întrebări în legătură cu cine e responsabil pentru prăbușire și cu ce s-a întâmplat cu adevărat în avion. Trying to save your life. What? Life. We lost our power! Wait for impact. No one could have landed that plane like I did. După miezul nopții pe Antena 1 puteți urmări filmul Shadowboxer. Pelicula ne poartă în aspra lumea crime organizate și descrie complexele vieții a doi asasini profesioniști, Mikey și Rose. Când un brutal mafiot vrea să scape de soția lui, Rose refuză să comită crima, aflând că femeia este însărcinată. Cei trei trebuie să fugă astfel de furia mafiotului, iar Mikey și Rose descoperă în noua lor familie adoptată un mijloc de a-și răscumpăra greșelile trecutului. This is my payback. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc vizionare plăcută!